Spuneți-mi cum v-a venit ideea să veniți la tabăra noastră și motivul pentru care ați venit la tabără. Am venit la tabără într-un moment în care eram într-o mare cumpănă. Nu mai știam cum să scap de dependența de mâncare. Adică, stând acasă cu copiii, familia, prieteni, toată ziua în bucătărie, azi un pic, mâine un pic, am ajuns să fiu dependentă de mâncare și nu mă simțeam liberă. Vreau să scap cumva de patima asta și nu aveam nicio posibilitate, rămânând în mediul ăla, nu aveam nicio ieșire. Ce faceți? Ce făceam? De 22 de ani stau acasă cu copiii și am grijă de ei. Adu-i de la școală, îngrijește-i, fă-le mâncare, în fiecare zi altfel de mâncare. Noi nu mâncăm mâncarea de pe zi pe alta. În plus, familia e foarte mare, adică familia extinsă e mare, prieteni și mâncarea cumva ne unea. Adică noi când ne întâlneam, ne bucuram împreună, dar trebuia să și mâncăm ceva bun împreună. Adică așa ne manifestam noi, așa eram obișnuiți din familie. Și obiceiul ăsta s-a redus la familia restrânsă și la mine personal. Adică orice mi se întâmpla, orice emoție, orice fericire, orice necaz, trebuia să mănânc ceva. Și în special ceva dulce. Și așa am ajuns dependentă de mâncare și în special de dulce. Și cum ați ajuns la ideea să mergeți la tabăra de post? Mie îmi plac posturile, noi în general țineam posturile, dar și în post poți să mănânci bine. Asta e adevărul. Și atunci am găsit pe internet tabăra de post a dumneavoastră și mi s-a părut o idee extraordinară să pot să ies din mediul ăla și să fac o schimbare așa radicală. Adică asta simțeam nevoia, nu am ajuns să am boli cronice, sau, dar simțeam că mergând în continuare așa voi ajunge, am 46 de ani, voi ajunge să am diabet, orice boală autoimună, sau puteam să, eram expusă la orice, aveam 104 kg și eram dispusă să, mi se părea că pot oricând să mă îmbolnăvesc de orice și nu-mi doream asta pentru copiii mei, adică nu aș fi făcut pe nimeni fericit, nici măcar pe mine, fiind mereu bolnavă sau într-o stare proastă. Și atunci m-am gândit, îmbunătățindu-mi starea mea, și ceilalți din jurul meu vor fi mai fericiți. Adică nu neapărat doar mâncarea ne poate face fericiți. Și v-ați gândit la 21 de zile sau cum? Da, m-am gândit pentru că așa știam eu, că psihologii spun că un obicei se schimbă în aproximativ 21 de zile, mi-am dat seama că în 7 zile eu nu o să schimb obiceiuri de 10 de ani. Adică e o perioadă mult prea scurtă. Și am vrut să fac chiar o schimbare, adică să pot să trec peste dependența asta. Asta mi-am dorit cel mai mult. Să nu mai fiu dependentă. Și așa mi-a venit mie ideea că un post de 21 de zile m-ar ajuta să trec peste lucrul ăsta. Și cum a început postul aici? De prima dată când mi-a fost greu să plec de acasă, bineînțeles, dar am avut suportul familiei. Asta m-a și ajutat, că altfel nu eram aici. Toți au fost înțelegători, toți și-au dat seama că eu sunt într-un impas și ei întotdeauna sunt alături de mine și m-au ajutat să ajung aici, m-au înțeles, au fost de acord să rămână fără mine o lună de zile și prima dată când am ajuns în tabără, parcă am pășit pe un alt tărâm. Parcă m-am rupt de toate lucrurile astea, fiind aici o mănăstire, fiind peisajele, toată atmosfera asta, cumva parcă m-am desprins dintr-o dată de tot ce era înainte. Și asta mi-a și dat putere, adică eu am reușit datorită Bunului Dumnezeu, datorită dumneavoastră, domnul Cezar, doamne Ana Maria și domnul Ștefan, care mi-au înlocuit familia în timpul ăsta. Și datorită grupului, deci au fost foarte multe elemente, datorită locului, energiei de aici, toate lucrurile astea au contribuit. Fără lucrurile astea nu aș fi reușit. Cum au trecut zilele? Au fost zile și mai bune, au fost zile și mai rele. Nu pot să zic că a fost extraordinar de ușor. Este ca orice dependență, trebuie să lupți pentru ca să scapi de ea, dar
Primele 3 zile au fost mai ușoare, au urmat câteva zile mai grele, cu toate simptomele de dezintoxicare, dar după aceea lucrurile au intrat așa pe o linie. Cam toate zilele au fost la fel. Și nu foarte grele, adică nu pot să zic că am luptat până la epuizare sau am suferit foarte mult. Au fost lucruri normale, adică dacă respecti ce ți se spune aici, clismă, mișcare, absolut toate sfaturile care ți se dau au un scop și au o contribuție fundamentală. Deci dacă faci ce ți se spune, poți foarte ușor să mergi înainte și să-ți atingi scopul. Poți atingi scopul? Așa cum mă simt acum, deci sunt în a 21-a zi seara, deci mâine o să intru pe revenire, așa cum gândesc acum și cum mă simt, simt că aș putea să fac orice. Adică nu mă mai simt legată de nimic, nu mai simt dorințe, nu mai... lucrurile au luat o altă ierarhie în mintea mea. Am învățat să aștept lucrurile cu răbdare. Eram firea aia care acum îmi doream, acum trebuia să se împlinească. Dar aici am învățat să aștept lucrurile cu bucurie, nu cu nerăbdare. Fiecare zi care trecea, știam, ziua 13 e un succes, ziua 14 un alt succes. Și lucrurile astea m-au făcut să fiu mai răbdătoare și să înțeleg altfel tot ce e în jurul meu. Avantajele care le găsiți? În primul rând că nu mai, deci eu de dimineața când mă trezeam sau chiar seara când mă culcam, deja îmi făceam planul pe a doua zi. Ce fac de mâncare, ce cumpărături trebuie să fac, cum îmi duc copiii, îmi făceam un program așa pentru a doua zi. Am scăpat definitiv de lucrurile astea, nu zic că n-o să reintru când mă duc acasă, dar cumva acum găsesc mai multe variante de a-mi planifica lucrurile. Știu că copiii nu mai sunt atât de dependenți de mine, eu credeam că eu sunt centrul universului și ei fără mine n-o să se descurce, știu că multe lucruri din capul meu plecau, pentru că așa credeam eu. Dar acum cred că lucrurile pot fi și altfel decât au fost. Eu singură pe mine cumva mă robeam și mă duceam în extrem și mă extenuam crescând copiii, adică dădeam totul din mine. Acum nu zic că o să mă dau în lături, dar sunt sigură că ei s-au maturizat în timpul ăsta, eu m-am schimbat în timpul ăsta și lucrurile o să aibă un alt curs. Și pentru mine e foarte bine, cumva am tăiat cordonul umbilical, era și cazul că cel mai mic are 12 ani, dar lucrurile vor merge cumva mai calm și mai pașnic, nu va fi făcut totul într-o viteză și într-o alergare, și, adică lucrurile pot să curgă de la sine. Nu trebuie tot timpul să fim într-un stres și într-o agitație ca să se întâmple lucruri. Și toate astea în urma postului? Da, în urma postului am reușit cumva, adică Bunul Dumnezeu m-a ajutat să schimb ierarhia asta. Adică văd lucrurile care mi se păreau importante, nu le mai văd așa de importante, nu le mai dau așa o mare valoare. Mi se pare mult mai important să mergi la biserică, să faci o rugăciune, să pur și simplu poți să te bucuri la o cană de ceai cu cineva. Nu trebuie neapărat să mănânci o mâncare gătită în 5 ore, de exemplu. Și toate lucrurile astea le-am învățat, adică putem vedea bucuria vieții și în lucruri mărunte, nu neapărat în lucruri extraordinare. Și cred că în asta și constă bucuria vieții. În lucrurile mărunte adunate unul lângă altul. Schimbări fizice ți-au avut? În 21 am slăbit, de zile am slăbit 14 kg, dar mă bucur că am slăbit 14 kg, mi se pare destul de mult, dar nu ăsta a fost scopul meu inițial. Deci nu pentru asta am venit, este doar o consecință sau... Și mă bucur și pentru asta, nu pot să spun. Iar că vă simțiți bine? Mă simt mult mai bine. Adică faptul că am făcut aici 10.000 de pași pe zi, soțul meu de multe ori mă chema seara la plimbare și eu eram extenuată și zicea, trebuie să faci ceva, trebuie să te miști, asta o să te ajute. Dar eu nu mai aveam energia necesară, oricât de mult îmi doream. Poate mă mai puneam pe bicicletă 10 minute și mă plimbam, dar era extenuant. Acum mi se pare foarte simplu să merg 6 km. Și asta am făcut în timp ce nu mâncam, nu în timp ce mâncam toată ziua, ar fi trebuit să am mult mai multă energie, nu în timp ce mâncam. Dar lucrurile stau exact invers.
Ce ați învățat de la tabără? Exact așa cum v-am spus, am învățat, asta mi se pare lucru cel mai important, că frumusețea vieții stă în lucrurile mărunte. Și Dumnezeu nu se ascunde în lucrurile mărețe, se ascunde exact în lucrurile astea de lângă noi, o floare, un zâmbet, o îmbrățișare, un cuvânt frumos spus la vremea necesară. Eu știu, lucrurile astea mărunte sunt mult mai importante decât celelalte. Și planul de viitor aveți? Nu mi-am făcut așa planul. Legătură cu postul. Cu postul știu că o să primez de aici o schemă de revenire pe care vreau să o respect, bineînțeles. Mă gândesc că o să mi se pară ușor să mănânc o supă de legume în comparație cu ziua în care nu am mâncat nimic, deci o să apreciez mult mai mult supa aia de legume. Vreau să țin schema de revenire care mi se dă de aici, plus ziua de post, minim o zi de post pe săptămână cu apă, care de asemenea o să mi se pară destul de simplu de ținut. Spuneți-mi dacă considerați acum postul o soluție pentru problemele din lumea asta? Eu cred că e soluția cea mai simplă, cea mai la îndemână a oricui. Adică dacă ajungi într-un punct că vrei să faci și nu poți, aici este un loc unde primești tot sprijinul necesar. Nu recomand nimănui să se apuce de posturi lungi fără supraveghere, de posturi lungi. Mi se pare destul de riscant, dar venind aici în tabără, nu sunt costuri extraordinare accesibile, eu cred, pentru oricine. Și cu sprijinul de aici sigur reușește. Oricine vrea, sigur reușește. Nu trebuie să ne gândim că avem un cancer sau avem, eu știu ce, boli grave și sunt incurabile. Merită să mergem până în pânzele albe, adică să orice șansă să beneficiem, de orice șansă, să mergem înainte până când găsim o soluție. Pentru că soluții sunt întotdeauna. Și aici, în tabăra de post, postul este ușor, și se face supravegheat. Și asta e foarte important. Adică este cineva oricând care poate să-ți dea un sfat. Mulțumim foarte mult! Cu mult drag!